O femeie, mama a doi copii, s-a sinucis după ce a aflat că soțul o înșela. Aceasta a fost pur și simplu distrusă de durere, atunci când a aflat că partenerul de viață avea o relație cu o altă femeie, așadar a recurs la acest gest disperat. În noaptea de Revelion, femeia a avut acces la telefonul partenerului de viață. Tot atunci a descoperit convorbirile între soțul ei și o altă femeie pe rețelele de socializare. A intrat pe contul de Facebook al soțului și toate conversațiile dintre el și o altă femeie au împins-o să recurgă la acest gest necugetat. Cei doi soți au împreună doi copii. Femeia bănuia de mai multă vreme că soțul ei o înșală, însă niciodată nu a avut dovezi, până acum când a găsit toate conversațiile sale de pe Facebook. După noaptea de Revelion, când a aflat adevărul, tânăra s-a certat extrem de tare cu soțul ei și au adresat replici extrem de dure. Iar ulterior, femeia a așteptat momentul în care va fi singură acasă pentru a recurge la gestul extrem.